Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Iubiți credincioși, conformându-ne regulilor aspre ca urmare a răspândirii noului coronavirus, care a creat, cum vedem, o stare de teamă și de panică de neînchipuit, mai periculoase parcă decât virusul în sine, iată că am ajuns astăzi să celebrez Sfânta Liturghie în Catedrala din Iași, singur, doar cu un diacon și cu părintele decan. Și sigur, cantorul care răspunde la Sfânta Liturghie, ușile fiind nu închise, dar fără prezența credincioșilor înăuntru. Așa fac toți preoții în toate bisericile. Îi rugăm pe credincioși să înțeleagă această stare de lucruri și să se unească în rugăciune cu noi, ca Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Iosif, pe care astăzi îl sărbătorim, să scurteze timpul acestor grele încercări pentru omenire. Vă îndemn să-i avem prezenți în rugăciune la această Sfântă Liturghie, în primul rând pe toți cei care sunt contaminați de acest virus, dar și de familiile lor, să avem prezenți pe medici și asistenții sanitari, pe voluntari și pe toți cei implicați în stoparea răspândirii acestui virus, ca acțiunea lor să reușească, iar noi să putem reveni cât mai curând la starea normală a vieții, continuându-ne liniștiți viața și activitățile noastre, dar și purificați, hotărât să fim mai buni și mai iubitori unii față de alții. Ne recunoaștem acum păcatele ca să luăm parte, așa cum se cuvine, la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.
să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Dumnezeule Părinte atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria, gloria in excelsis, gloria, gloria, gloria in excelsis, Doamne, Fiule unule născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Gloria, gloria, gloria in excelsis, gloria, gloria, gloria in excelsis, Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singură Domnul, Tu singură preavenaltă, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, gloria in excelsis, gloria, gloria, gloria in excelsis, să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, care ai binevoit să încredințezi ocrotirii fidele a Sfântului Iosif începutul misterelor mântuirii, dă-i bisericii tale harul ca prin mijlocirea lui să le păstreze cu credință
și să lucreze cu râvnă pentru împlinirea lor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său. Citire din cartea a doua a lui Samuel. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost adresat lui Natan. Du-te și spune-i slujitorului meu David. Așa vorbește Domnul. Când se vor împlini zilele tale și te vei odihni cu părinții tăi, voi ridica un descendent al tău după tine, care a ieșit din tine, și îi voi întări domnia. El va zidi o casă numelui meu și voi întări scaunul lui de domnie pentru vecie. Eu îi voi fi lui tată și el îmi va fi mie fiu. Casa ta și domnia ta vor fi stabilite înaintea ta pentru totdeauna, iar tronul tău va fi întărit pe vecie. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Seminția lui va dăinui în vecii vecilor. Seminția lui va dăinui în vecii vecilor. Îndurările Domnului în veci le voi cânta. Cu gura mea voi face cunoscută din generație în generație fidelitatea ta, căci ai spus, îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna, ai stabilit în ceruri fidelitatea ta. Seminția lui va dăinui în vecii vecilor. Am încheiat alianță cu alesul meu, i-am promis cu jurământ slujitorului meu David. Îți voi întări seminția pe vecie din generație în generație, îți voi întemeia tronul tău de domnie. Seminția lui va dăinui în vecii vecilor. El mi va spune, Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Pentru El păstrez pe veci îndurarea mea și alianța mea va rămâne neclintită pentru El. Seminția lui va dăinui în vecii vecilor. Nu prin lege i-a fost făcută promisiunea lui Abraham. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, promisiunea că va deveni moștenitorul lumii i-a fost făcută lui Abraham și descendenței lui nu prin lege, ci prin justificarea din credință. De aceea, promisiunea a fost făcută prin credință ca să fie din har și ca promisiunea să rămână sigură pentru toată descendența, nu numai pentru cel care provine din lege, ci și pentru cel care provine din credința lui Abraham, care este părintele nostru al tuturor, după cum este scris, Te-am pus, Părinte al multor neamuri, înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care dă viață celor morți
și cheamă la ființă cele ce nu sunt. Sperând împotriva oricărei speranțe, el a crezut că va deveni părintele multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi descendența ta. Pentru aceasta, i s-a considerat ca justificare. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Laudă ție, Hristoase, Regele Măririe, Veșnice! Laudă ție, Hristoase, Regele Măririe, Veșnice! Fericiți sunt cei care locuiesc în casa ta, Doamne, pentru că te pot lăuda mereu. Laudă ție, Hristoase, Regele Măririe Veșnice! Laudă ție, Hristoase, Regele să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! Iacob i-a dat naștere lui Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Iisus, cel care se numește Hristos. Nașterea lui Iisus Hristos însă a fost astfel. Mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind să o expună, a vrut să o lase în ascuns. Cugetând la acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale. Trezindu-se din somn, Iosif a făcut cum i-a poruncit îngerul Domnului. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu transmisia noastră din Catedrala din Iași, Sfânta Biserică, astăzi, 19 martie, ne invită să ieșim cumva din atmosfera sumbră Apostolului Mare, devenită și mai sumbră din cauza acestui virus care a pus în mare îngrijorare omenirea întreagă. Și totuși Biserica ne invită să încercăm cu puterea credinței să intrăm într-o atmosferă de bucurie sufletească, sărbătorindu-l pe Sfântul Iosif, soțul preacurat al Fecioarei Maria, tatăl purtător de grijă al Fiului lui Dumnezeu. Vă invit să ne oprim atenția asupra câtorva lucruri pe care să le cunoaștem despre acest Sfânt, să-L cunoaștem mai mult, să-L iubim mai mult și mai ales să-L imităm.
în privința virtuților pe care El le-a practicat și ne este un minunat exemplu. Mai întâi, cine a fost Sfântul Iosif? Reținem întâi de toate că Sfântul Iosif a fost ultimul patriarh al Vechiului Testament, cel care a primit comunicări directe de la Dumnezeu pe calea viselor. În al doilea rând, Sfântul Iosif a fost un bărbat drept, credincios și curat. Și de aceea Dumnezeu l-a ales și i-a încredințat o misiune unică aici, pe fața Pământului, aceea de a avea grijă de cea mai curată dintre creaturile acestui Pământ, preasfânta și neprihănita Fecioară Maria, mama lui Iisus și mama noastră, și să aibă grijă de Fiul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, Cel care s-a întrupat de la Duhul Sfânt, prin Fecioara Maria de la Nazaret. În al treilea rând, Sfântul Iosif a fost Cel care a transmis lui Iisus titlul mesianic de Fiu al lui David. Așa a fost prezis Iisus, că se va naște din neamul regesc al lui David. Sfântul Iosif, chiar dacă era purtător de grijă, tata adoptiv al lui Iisus, i-a transmis lui Iisus acest titlu mesianic de Fiu al lui David. În al patrulea rând, Sfântul Iosif a fost acela care a refăcut drumul exodului poporului ales al lui Dumnezeu. Să ne amintim în Vechiul Legământ cum poporul ales al lui Dumnezeu, prin Iosif, unul din cei 12 copii ai lui Iacob, a ajuns în Egipt și acolo, ca sclav, a trăit peste 700 de ani. După care Dumnezeu, punându-l în frunte pe unul dintre ei, Moise, a eliberat poporul din robia Egiptului și l-a călăuzit prin pustiu 40 de ani până în țara făgăduită. Moise, înainte de a intra în țara făgăduită, a predat conducerea poporului după voința lui Dumnezeu lui Iozue. Acesta a introdus poporul în țara făgăduită. Iată-l pe Iosif refăcând acest drum al exodului poporului ales. Pentru că știm că atunci când viața pruncului născut a fost pusă în pericol din pricina lui Irod, a fost anunțat în vis, ce vă spuneam la început, că Dumnezeu a transmis pe calea viselor lui Iosif ce anume trebuie să facă. Și înștiințat în vis, el l-a luat pe Iisus și pe Sfânta Fecioară Maria și au fugit în Egipt, au făcut drumul Egiptului și s-au întors și înapoi, după ce pericolul a trecut. Irod a murit, cel care voia să îl omoare pe pruncul Iisus. În al cincilea rând, Sfântul Iosif, ca tată adoptiv, este cel care l-a educat pe Iisus. Era Dumnezeu, dar Dumnezeu care s-a făcut om și s-a supus întru toate asemenea nouă în afară de păcat. Așa cum noi am avut ca educatori, în primul rând, pe părinții noștri și apoi cei de la școală sau universitate, iată-l pe Sfântul Iosif, care îi comunică
fiului său, pe care îl avea în adopție, experiența de muncitor. Pentru că așa a fost cunoscut Iisus în viața publică de toată lumea, ca fiul lemnarului. Iată cinci motive și pot fi și altele, pentru care Sfânta Biserică Catolică acordă o atenție deosebită acestui sfânt, Sfântului Iosif. Îi dedică o lună întreagă, martie, cinstirii sale. Și în această lună, în fiecare an, la 19 martie, îl sărbătorește cu fast. Fastul sau solemnitatea care lipsesc în acest an, din motivul pe care îl cunoaștem toți. Dar nu renunță Biserica la sărbătorirea acestui mare sfânt. Înțelegem din motivele enunțate de ce papii, cei din fruntea Bisericii Catolice, mai ales în ultima perioadă, au acordat Sfântului Iosif o atenție cu totul deosebită. Îl amintesc pe Papa Pius al IX-lea, care în 1870 l-a declarat pe Sfântul Iosif ca patron al Bisericii Universale. Îl amintesc pe Papa Leon al XIII-lea, care în evlavia pe care o avea față de Sfântul Iosif, a compus rugăciunea pe care o cunoaștem foarte mulți chiar pe de rost: La tine alergăm, o fericite Iosife. Îl amintesc pe Papa Ioan al XXIII-lea, Papa cel Bun, supranumit, care a dispus ca numele Sfântului Iosif să fie inclus în canonul roman al Sfintei Liturghii. Îl amintesc pe Papa Paul al VI-lea, care vorbea la un moment dat de fumul satanei, care a intrat în multe familii, în multe instituții și chiar în biserică. Și că acest fum trebuie să-l îndepărtăm. Iar Sfântul Iosif ne poate fi de mare ajutor pentru a realiza acest lucru. Iată, putem continua și cu ceilalți papi și cu actualul papă Francisc. Toți au avut o evlavie deosebită față de Sfântul Iosif, ne-au îndemnat și ne îndeamnă să-l chemăm în ajutor, mai ales în momentele grele, cum sunt și acelea prin care trăim noi astăzi, nu numai românii, dar omenirea întreagă, din pricina unui virus. Vedeți cât de vulnerabili suntem. Avem nevoie de ajutorul de sus al lui Dumnezeu. Avem nevoie de mijlocirea sfinților, să profităm de ocazia pe care ne oferă Biserica astăzi, cerând Sfântului Iosif să ne ajute cu mijlocirea Lui, să depășim cu bine aceste momente grele prin care trecem. Vă îndemn și eu, iubiți credincioși, să-L iubim mai mult pe Sfântul Iosif. Vă îndemn de asemenea să ne străduim tot să-L imităm, mai ales în ceea ce El a excelat, ce anume credința și curăția inimii. Ați auzit în Evanghelia pe care a citit-o Părintele Diacon, cum spune Evanghelistul despre Iosif, un singur cuvânt, dar care include toate cele pe care eu vi le-am spus mai înainte la această predică. Ce spune Evanghelistul despre Iosif? Că era justus, adică drept, drept, temător de Dumnezeu și curăția inimii sale. Model pentru noi în aceste vremuri în care curăția este terferită, călcată în picioare. Am citit undeva despre un misionar irlandez care a ajuns în Africa de Sud și într-o zi, în activitatea sa misionară, a rătăcit drumul. Se făcea de acum noapte și, neștiind încotro să apuce, a intrat
în prima casă care i-a apărut în cale. Spre surprinderea lui, casa aceea era nu a unui catolic, ci a unei, era o familie calvină. Când l-a văzut, și-a dat seama familia îndată că este un misionar catolic și a spus: Părinte, bine ați venit, avem în casă un servitor care este pe moarte. În ultimul timp a voit mult să găsească un preot catolic ca să se îngrijească sufletește, cum îmi spunea el, să se spovedească, să se împărtășească, pentru că își simțea sfârșitul aproape. Acum este în agonie. Vă rog, mergeți în camera unde se află el și l-a condus acolo și aduceți-i mângâierea pe care el o așteaptă. Când a intrat misionarul și s-a apropiat de patul bolnavului, l-a auzit cum gângurea spunând așa: Sfinte Iosife, nu mă părăsi! Sfinte Iosife, Tu totdeauna m-ai ajutat în viața mea, trebuie să mă ajut și acum. Preotul misionar l-a oprit și a spus: Uite că Sfântul Iosif m-a trimis acum la tine ca să vezi cum lucrează Dumnezeu și cât de bun este Dumnezeu ascultând rugăciunile omului credincios. Și l-a ajutat pe bolnav spre marea lui bucurie și surprindere să se pregătească vrednicește pentru clipa întâlnirii sale cu Dumnezeu. Și așa și-a dat sufletul mulțumit, împăcat că Sfântul Iosif l-a ajutat în mod miraculos, putem spune, ca să găsească alinare și împăcare înainte de a se prezenta în fața dreptului judecător. Este un exemplu mișcător pentru noi toți, unul din multele exemple în care Sfântul Iosif, invocat cu încredere în ajutor, a intervenit la Dumnezeu cu puterea sa de mijlocire și a oferit ajutorul cerut. Iubiți credincioși, care sunteți în legătură directă cu transmisia noastră din Catedrala din Iași, dacă ar fi să descoperim acum mormântul Sfântului Iosif, ar trebui să scriem pe o placă de granit aceste cuvinte: Sfântul Iosif, slujitorul credincios al lui Dumnezeu, soțul preacurat al Fecioarei Maria, tatăl purtător de grijă al Fiului lui Dumnezeu, așa încât nimeni trecând pe lângă acest mormânt să nu uite cine a fost Sfântul Iosif și de ce Biserica Catolică îi acordă o atenție așa de mare. Cunoașteți prea bine câte persoane, bărbați și femei, câte instituții, câte biserici au fost dedicate Sfântului Iosif sau câte persoane poartă acest nume. Să ne amintim, fiind în Iași, seminarul mare din Iași, de pe Copou, seminarul mic din Bacău. Astăzi trebuiau să celebreze hramul, dar studenții și elevii au fost trimiși acasă datorită situației în care ne aflăm. Să ne amintim apoi de dieceza noastră, care are ca patron secundar pe Sfântul Iosif. Să ne amintim de provincia franciscană din România, pusă sub protecția aceluiași sfânt. La fel acțiunea catolică de la noi. Atâtea biserici din dieceza noastră, din țara noastră, din lumea întreagă catolică, puse sub patronajul acestui sfânt. Atâția credincioși, laici, preoți, episcopi, au purtat și poartă acest nume frumos, Iosif. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că părinții au avut grijă să-mi pună și mie același nume. Dar mai avem episcopul de la Timișoara, care poartă numele de Iosif. Mai avem episcopul auxiliar de Alba Iulia,
emerit acum, dar care activează mai departe, tot Iosif și atâția și atâția alții, episcopi, preoți, persoane consacrate, bărbați și femei, Iosefina, Iosefa și așa mai departe. Care este explicația? De ce Sfântul Iosif este ales ca să fie patron al atâtor persoane, al atâtor instituții? Dacă creștinătatea n-ar fi simțit efectiv ajutorul Sfântului Iosif în rugăciune, nu l-ar fi ales așa de mulți ca patron. Făcând parte din Biserica Universală, să fim mândri că avem un atare patron, să-l cunoaștem mai mult, să-l iubim mai mult și mai ales să-l imităm cât putem mai mult în viața lui de credință și de curăție a inimii. În mod deosebit vă îndemn astăzi și în zilele care au mai rămas până la sfârșitul acestei luni, martie, închinate Sfântului Iosif, în fiecare zi să spunem la amiază, când spunem și Îngerul Domnului, măcar un Tatăl nostru, un Bucură-te Marie, un Slavă Tatălui și de trei ori invocația Sfinte Iosife, roagă-te pentru noi, ca El cu puterea Lui, dar să facem cu credință acest lucru, să intervină la Dumnezeu ca să se miluiască de noi, să depășim momentele grele prin care trăim, să putem reveni la normal cu bisericile pline, dar și cu o lume transformată, purificată, o lume care, în care oamenii să se iubească și să se respecte mai mult, să iubească și să prețuiască mai mult creația, natura, darurile lui Dumnezeu. Închei aceste câteva gânduri despre Sfântul Iosif cu rugăciunea pe care o face Biserica astăzi. Ajută-ne, Doamne, să-ți slujim cu aceeași credință și curăție de care a fost însuflețit Sfântul Iosif în slujirea unicului Tău Fiu, Hristos, Domnul nostru. Amin. Acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, bucuria de a venera în Sfântul Iosif modelul vieții evanghelice ne invită la rugăciune pentru biserică și pentru lumea întreagă, lume care suferă din cauza virusului.
să cerem mijlocirea Sfântului Iosif, spunând, te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, ascultă-ne! Îndepărtează, Doamne, grabnic pandemia virusului corona, care ne provoacă atâta suferință și neliniște, ca să ne întoarcem la viața noastră normală, mai buni și mai iubitori unii față de alții. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor celor care se îngrijesc de cei bolnavi și neputincioși, iubirea delicată a inimii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Fă-ne să fim atenți la suferințele și lipsurile semenilor noștri, astfel încât grija noastră față de ei să le vorbească despre providența ta iubitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor bătrâni răbdare și seninătate în suferințele vieții, întărește-i pe cei bolnavi cu prezența ta și întâmpină-i cu bunătate pe muribunzi. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le odihnă veșnică celor morți din cauza virusului corona și mângâie-i pe cei dragi ai lor rămași în viață. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, Doamne, Dumnezeule Părinte atotputernic și sfânt, care te slujești de oameni pentru a realiza planurile tale de iubire, să ne ajut să imităm pe fratele nostru, Sfântul Iosif, care te-a lăudat și preamărit prin viața lui întreagă și prin mijlocirea lui să te înduri de noi și de întreg neamul omenesc, prin Hristos Domnul nostru. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii sale Sfinte Biserici. Te rugăm, Doamne, învrednicește-ne să slujim cu inimă curată altarul Tău, așa cum Sfântul Iosif l-a îngrijit cu venerație și devotament pe Fiul Tău unic născut din Fecioara Maria, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi să-i
Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. În sărbătoarea Sfântului Iosif îți înălțăm cântări de laudă, te binecuvântăm și căci Iosif, fiind bărbat drept, a fost ales de tine ca soț al Sfintei Fecioare Maria și, dovedindu-se slujitor credincios și înțelept, i-ai încredințat Sfânta Familie ca să-l ocrotească cu iubire și grijă părintească pe fiul tău unul născut, zămislit prin adumbrirea Duhului Sfânt, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prin el împreună cu îngerii și cântăm imnul măririi tale, spunând cu bucurie: Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plin este cerul, cerul și pământul de mărirea ta, te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos,
din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale, ci recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. La botez.
botez am primit demnitatea de copii ai lui Dumnezeu. Conștienți și mândri de această mare demnitate, să ne unim acum glasurile, le îndreptăm spre ceruri, spunând așa cum ne-a învățat Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. O Iisuse, eu Te cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet umilit și plin de căință. Știu că nu sunt vrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta, Doamne. Dragostea Ta față de suflete Te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică preasfântă,
dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Îmbrățișez, iubitul meu mănătuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc în totdeauna voința ta. Amin. Familia ta pe care ai îndestulat-o cu pâinea ta cerească, astăzi când îl sărbătorește cu bucurie pe Sfântul Iosif și binevoiește a păstra în ea darurile pe care i le împărtășești fără încetare, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până la veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul.
Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Iubiți credincioși, vă rețin atenția cu câteva anunțuri. Așadar, date fiind ultimele restricții impuse, nu se vor mai face în catedrală celebrări cu participarea credincioșilor. Totuși, programul rămâne neschimbat, doar că Sfintele Liturghii și celelalte celebrări, Sfântul Rozariu, Calea Crucii și Adorația, vor fi asigurate de către noi preoții. În timpul celebrărilor, accesul în catedrală așadar va fi interzis. În schimb, în afara celebrărilor, oricine poate intra pentru o vizită și o rugăciune personală, ținând cont, desigur, de recomandările privind igiena și de măsurile de prevenire a transmiterii virusului. De fapt, este scopul principal pentru care, iată, ne conformăm cu aceste recomandări, restricții, să împiedicăm pe orice cale răspândirea virusului. În condițiile acestea insistăm și vă rugăm să vă uniți pe cât posibil cu preoții din altar la celebrări, urmărind transmisiunile prin intermediul paginii web a Episcopiei Ercis.ro sau prin intermediul rețelelor de socializare. Recomandarea autorităților și a noastră, evident, este aceea de a evita deplasările care nu sunt absolut necesare. Ne adresăm în special persoanelor în vârstă care sunt cele mai vulnerabile. Sperăm și ne dorim cu toții ca această situație să dureze cât mai puțin și să revenim la normalitate cât mai curând. Ne rugăm Bunului Dumnezeu, ne încredințăm grijii sale, iată astăzi în mod deosebit, ne încredințăm mijlocirii și ocrotirii Sfântului Iosif, conlucrăm cu toți cei care fac eforturile cerute de profesia lor și așteptăm îndurarea Domnului. Oricând aveți nevoie de vreo lămurire, ori de vreun sfat, vă rugăm să ne contactați. Și permiteți-mi ca în numele dumneavoastră, a celor prezenți și a celor care ne urmăriți, să adresez Preasfințitului urarea de la mulți ani, chiar dacă în acest context mai atipic, Patronul Ceresc să vă ocrotească, Preasfințite, și împreună cu Excelența voastră să ne ocrotească pe noi toți cei care formăm poporul care vă este încredințat spre păstorire. Împreună nădăjduim că puternica ocrotirea Sfântului Iosif ne va ajuta să trecem cât de curând peste această grea încercare. La mulți ani! Vă mulțumim tuturor pentru înțelegere, Domnul să binecuvânteze și să apere țara, dieceza și poporul nostru. Lăudat să fie Iisus Hristos! Deci, vecilor, amin! Vă mulțumesc pentru urări și mai ales pentru rugăciunile pe care le-ați făcut și le faceți pentru mine. Continuați să vă rugați pentru că am mereu nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în munca de slujire a poporului lui Dumnezeu, a diecezei noastre de Iași. Vă asigur la rândul meu de rugăciunile mele și vreau ca împreună să ne unim acum în rugăciune, cerând mai întâi ajutorul și ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria prin antifonul Marian, Îngerul Domnului, și apoi, prin mijlocirea Sfântului Iosif, voi adăuga o rugăciune specială pentru aceste vremuri. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Și iasă, mistuitul de la Duhul Sfânt. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată roaba Domnului. Fie după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei
și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de făgădințele lui Hristos. Să ne rugăm, Te rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmuiește-mă pe mine, care sunt încredințat Ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai călătorit prin orașe și sate, vindecând orice boală și orice neputință în popor. La porunca Ta bolnavii s-au vindecat. Vino în ajutorul nostru în mijlocul răspândirii globale a coronavirusului ca să simțim iubirea Ta care vindecă. Vindecă-i pe cei care sunt infectați de acest virus. Ajută-i să-și recapete puterile și sănătatea prin îngrijirea medicală de calitate. Vindecă-ne de teama care împiedică națiunile să acționeze împreună și pe vecini să se ajute reciproc. Vindecă-ne de mândria care ne face să credem că nu suntem vulnerabili în fața acestei boli care nu are hotare. Iisuse Hristoase, Vindecătorul tuturor, rămâi cu noi în aceste vremuri de nesiguranță și durere. Fii alături de cei care au murit din cauza acestui virus. Fă ca ei să se odihnească cu Tine în pacea veșnică. Fii alături de familiile celor care sunt bolnavi sau au murit. În timp ce sunt îngrijorate sau îndurerate, ferește-le de boală și de disperare. Fii alături de medici, de asistenții medicali, de cercetători și de toți lucrătorii sanitari care se străduiesc să-i vindece și să-i ajute pe cei afectați de acest virus și care își asumă riscuri în acest proces. Fă ca ei să simtă ocrotirea și pacea Ta. Fii alături de conducătorii națiunilor, dă-le capacitatea să acționeze cu caritate și preocupare adevărată pentru binele popoarelor pe care ei sunt chemați să le slujească. Dă-le înțelepciunea să investească în soluții pe termen lung care să ajute la pregătirea și prevenirea unor focare viitoare. Fă-i să cunoască pacea Ta în timp ce conlucrează pentru a realiza acest lucru pe pământ. Fie că suntem acasă sau departe, înconjurați de mulți oameni care suferă de această boală sau doar câțiva, Iisuse Hristoase, rămâi cu noi în timp ce îndurăm și plângem, stăruim și ne pregătim. În locul anxietății noastre, dă-ne pacea Ta. Iisuse Hristoase, prin mijlocirea Sfântului Iosif, Tatăl Tău purtător de grijă, Te rugăm cu încredere, vindecă-ne. Amin.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, miluiește-ne pe noi. Inima neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi. Tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi. Sfinte Iosife, roagă-te pentru noi. Toți Sfinții și Sfintele lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Este dobovo manese